Aici vedem o echipă foarte bine reprezentată și costumată chiar, care are și un proiect foarte interesant. Te rog să te prezinți și să spui despre ce vorba. Bună ziua, mă numesc Oleg Bianca, sunt eleva a Colegiului Economic Octav Voncescu și astăzi suntem aici la în cadrul acestui târg cu proiectul Q4. Noi promovăm un nou concept de scanare corporală folosind tehnologia 3D. Deci scanare corporală, da? Da, folosim laser 3D. Și unde va fi aplicabil, să spunem, în vămi, în aeroporturi? Nu, noi avem o firmă de exercițiu și astfel vom prelua datele... Datele biometrice, să spunem, da? Da. Ale persoanelor și mai departe? Le modelăm în așa fel încât să încadreze niște parametri? Noi vindem uniforme și folosim aceste date pentru a le crea. Nu există pericolul de a fi folosite datele respective să scape de sub control? Nu. Foarte frumoasă prezentarea. Poți să-mi prezint și echipa? Da? Hai să vedem. Echipa care a lucrat la acest interesant proiect. Îi lăsăm să prezinte singuri? Mă numesc Tricope Marco. Foca Florin. Mă numesc Carin Larisa și sunt șef contabil. Și ideea cu afișele și cu etichetele și cu baloanele. Am lucrat toți. Ați lucrat toți? Da. Cât a durat? A durat în jur de 4 luni, cam așa. 4 luni? Da, pentru că noi avem și alte competiții, nu doar asta. Felicitări. Suntem singura firmă de exercițiu din această competiție, restul au doar promovarea unor produse, noi promovăm firma cu tot produsele. A, știți voi ce știți. Sigur. Și dacă ar fi ceva real, scoateți bani cu ideea voastră? Cu siguranță. Da? În Botoșani sau undeva într-un centru mai mare? În toată țara. În toată țara. Bine, fericitări de iepuraș, zicem, sau pisicuțe. Dacă tot se apropie Paștele. Da, iepuraș, așa. Și voi sunteți, completați echipa. Sigur. Clase mai mici puțin sau aceleași clase? Aceleași clase. Clasa 11. Vă prezentați și voi? Mă numesc Azacu Luciana. Eu mă numesc Achiția Andreea Petrică Florentina. Felicitări pentru proiectul vostru. Mulțumim. Și vă dorim mult succes și bani să iasă. Mulțumim și noi sperăm același lucru. Da.